că partidele politice nu mai respectă doctrina care a fost, care a stat la baza fondării partidului, acest lucru se întâmplă cam peste tot în lume. De ce? Pentru că există o tendință de polarizare a societății înspre extreme, extremă dreaptă sau extremă stângă, și în rest de coagulare, așa zis, centru, și lumea nu prea mai ține cont de acele doctrine politice liberale, social-democrate, conservatoare și așa mai departe. Populația nu le înțelege. Nu știu dacă dumneavoastră sau colegii dumneavoastră înțeleg ce presupune, de exemplu, conservatorismul din punct de vedere politic. Și dacă un partid politic vine cu idei conservatoare, știe populația care îl votează ce înseamnă idei conservatoare. Nu înseamnă că neapărat un partid conservator, AUR, de exemplu, este un astfel de partid care își proclamă o origine de tip conservator. Originea conservatoare înseamnă faptul că partidul respectiv pune accent pe tradiție, pe religie, pe spiritualitate, pe instituțiile tradiționale, familie, comunitate, pe sprijin reciproc și așa mai departe, spre deosebire de partide, așa zis, progresiste, care sau de stânga, care, în care pun accent mai mult pe, pe muncă, pe individ, pe eliminarea disparităților sociale, eliminarea oricăror forme de exploatare și așa mai departe. Acum, sigur că un partid, așa zis, de stânga, care, și avem cazul PSD-ului în România, care este un partid de stânga și, într-adevăr, nucleul politic al partidului menține ideea de stânga, are un bazin electoral legat teoretic de clasa muncitoare. Problema e că nu mai avem clasă muncitoare. Nu mai sunt fabrici. Nu mai are cine să fie clasă muncitoare. Și atunci partidul trebuie să se orienteze. Că nu mai are o bază electorală. Că au contribuit, chiar acest partid a contribuit la eradicarea bazei sale politice, adică a clasei muncitoare, e o altă discuție. Și că de-a lungul activității sale în cei 30 de ani a mers mai degrabă spre dreapta, spre măsuri de dreapta, în sensul garanțării de către stat a siguranței locului de muncă și așa mai departe, care mai degrabă sunt de dreapta, măsurile de dreapta liberale vizează încurajarea individului în a-și căuta propriile nevoi, în a-și rezolva propriile necesități prin propria muncă, prin propria forță. Și undeva, sigur, închiderea fabricilor, a minelor și așa mai departe, îl obligă pe individ să se descurce. Dar asta nu înseamnă că deciziile politice au fost neapărat de dreapta. Ele au fost amestecate în funcție de oportunitatea politică de moment. În timp, nu prea mai avem. S-a erodat bază sau a erodat inclusiv suportul tradițional al partidelor. S-a erodat și baza politică. Nu mai au clasă muncitoare care să te adresezi, te adresezi altor categorii sociale, că tu vrei în continuare să fii la guvernare. Chiar dacă nu mai ești legitimat de aceeași tradiție politică. Și sigur, la nivel european și la nivel mondial, ideea de stânga și de dreapta s-a erodat foarte mult. Apropo, stânga și dreapta, ca terminologie politică, vine din Parlamentul Britanic, unde în partea dreapta a sării Parlamentului stau reprezentanții Partidului Conservator, iar în partea stângă stau reprezentanții Partidului Laburist. Partidul Conservator fiind considerat partid de dreapta și Laburistul de stânga după așezarea în sală. Și, sigur, cele două partide au și o doctrină politică. Și atunci s-a mers până la, până la anii 1800, în sfârșitul anilor 1800, dar inclusiv Eminescu vorbea de dreapta și de stânga. Nu de acum, nu e o creație nouă. Dar s-a mers pe ideea că dreapta înseamnă conservatorism, înseamnă accent pe tradiție, accent pe popor,
religie, în timp ce stânga e acces pe inovarea socială, inovarea politică, reducerea opresiunii și așa mai departe. Și între timp apar partidele de centru, pentru că centru înseamnă acea populație care nu este pauperă, nu mai suntem în perioada lui Karl Marx, când vorbim de o polarizare a societății între clase exploatate și exploatatori, vorbim în general de o clasă de mijloc. Partidul așa de centru reprezintă sau își propun să reprezinte clasa de mijloc, care are interese referitoare la ecologie, care are interese referitoare la stilul de viață, la modul de viață, chiar alternative. Și atunci apar o altă direcție numită centru, între stânga și dreapta, care își pierd treptat bazinul electoral, pentru că, da, avem în continuare persoane foarte bine situate financiar, dar ele nu mai sunt în mod necesar legate de tradiție, de exemplu, de conservatorism, pentru simplu motiv că pe la 1800, când au apărut această împărțire, cei de dreapta erau cei care aveau avere corespunzătoare, dar ei aveau proprietăți imobiliare mai ales, sau chiar proprietăți industriale, dar mai ales cei cu proprietăți imobiliare, așa zis și moșieri, sau nobilimea, era de dreapta și era conservatoare pentru că își dorea menținerea status quo-ului ei. Acum, chiar și agricultura nu mai este tratată în manieră clasică, ca o relație de producție între moșieri și țărani, nu prea mai există țărani, moșieri da, țărani nu. Și atunci, nici această împărțire, și de exemplu Partidul Țărănesc, Național Țărănist în accepțiunea actuală, Țărănesc la 1918, nu mai au, pentru că nu mai există clasa socială care se adresează. Și atunci, într-adevăr, partidul nu-și mai respectă doctrinele politice. Faptul că politicienii au o tendință mai conservatoare sau neoconservatoare, mai de dreapta, și iată, avem astăzi politicieni care pun accent pe populism, pe ultranaționalism, și care pot fi considerați de dreapta, politicieni de dreapta, în timp ce avem alți politicieni care pun accent pe, nu știu, pe schimbare, pe integrare europeană și care se revendică a fi mai degrabă de centru. Nu avem politicieni care se revendice într-adevăr ca fi de stânga, deci partide avem. Dar politicieni nu. Ei au sesizat mai repede decât propriul partid că nu mai avem o stânga, nu mai avem o clasă muncitoare, nu mai are cui să se adreseze. Atunci ei se repliază spre dreapta sau spre centru, acolo unde mai există electorat care să-i voteze. Și de aceea nu mai avem foarte mulți politicieni care să fie consecvenți cu doctrina. Întrebarea noastră mergea și mai departe legată probabil de ideea lui Weber de politician de vocație sau politician de profesie. Inclusiv Weber spune că politicianul de vocație este mai ales intolerant, că el pleacă de la vocația lui, el urmărește politicul, el crede în doctrina lui politică. Și spuneam că trăim așa într-un amurg al doctrinelor politice. Atunci politicienii se adaptează. Ei vor în continuare puterea, nu pentru că au niște idei neapărat de o anumită factură, și merg pe ideea mai degrabă a lui Machiavelli. Scopul scuză mijloacele. Și scopul în 2012 era să câștige puterea și să îl înlăture pe Băsescu. Punct. Nu prea aveau alt aspect decât era o alianță anti-Băsescu, anti-Partid Democrat sau și partid mai erau acolo urmași a politicii lui Băsescu, dar în rest nu aveau neapărat o gândire politică, o linie, o doctrină politică de urmărit. Da, aveau un program politic. Ambele partide și-au impus un program politic. Asta se facă la guvernare. Adică să-l înlăture pe Băsescu. Era programul lor politic. Nu era neapărat un program constructiv. Vrem să facem, să schimbăm asta sau să schimbăm asta. Să-l schimbăm pe Băsescu, punct. Și și-au îndeplinit programul. Și-au îndeplinit programul. A zis că au început disensiunile între ei. Că stai că noi suntem de stânga, noi suntem de dreapta. Nu prea mai aveau obiect al consensului. Că dispăruse. Mânia proletară
sau mânia capitalistă sau ce fel de mânie aveau ei, era îndreptată spre celor care erau la momentul respectiv la guvernare. Dar numai când n-au mai fost la guvernare, s-a dus și mânia. Și au început să războiască între ei. Că sunt incompatibil doctrinat dacă ar exista doctrine. Și dacă ar exista respectat doctrine. Cam asta a fost cu... Iar însăși Weber spune că mai degrabă politicianul de profesie e capabil la compromisuri, de a se muta de la stânga la dreapta, și avem exemple nu doar de faptul că două partide își de doctrine opuse creează alianță, dar avem traseismul politic, azi ești liberal, mâine ești social-democrat și mâine ești conservator. Deci ei trec de la un partid la altul, nu neapărat în baza doctrinei, ci în baza alianțelor electorale, adică ceea ce numea Weber politicianul de profesie, care profesia lui este să câștige și să mențină puterea, nu neapărat în direcția pe care partidul pe care reprezintă o impune, ci în propria lui viziune. Asta nu înseamnă că neapărat toți politicienii, așa cum se extinde, toți politicienii sunt necinstiți, toți politicienii sunt voți și așa mai departe. Înseamnă, din punct de vedere sociologic, că ei urmăresc câștigarea și menținerea puterii politice. Da, probabil au o agendă personală, unii dintre ei, poate mulți, o agendă personală în sensul suplimentării veniturilor, prin acte corecte sau incorecte, nu discutăm aici cu corectitudinea și transparența acțiunilor politice, dar s-ar putea ca unii dintre ei să fie și bine intenționați, să aibă o gândire politică clară, să aibă o strategie de guvernare sau o strategie de acțiune în opoziție, dar mai puțin transparentă. Adică nu vin, așa cum vorbea Weber de politicianul, de vocație, care iese în public și spune, uite, eu asta vreau să fac și după aceea este consecvent toată viața cu, sau o bună bucată cu acea linie politică. Sigur, noi ne-am dorit cu toții să avem politicieni de vocație. Și probabil cu toții am crede că bunul politician este cel de vocație, care se duce în acțiunea politică datorită unui ideal, a unui crez. Iată că Weber ne spune că nu e foarte eficient. Că e mai puțin eficient în sensul guvernării. Da? A capacității de a face compromisuri într-o guvernare mai ales multipartidică decât profesionistul puterii, care știe și să lase de la el, știe să se plieze. Vedeți că acum avem, de exemplu, negocieri eșuate și negocieri eșuate în ceea ce privește formarea viitorului guvern. Pentru că anumite partide încă consideră că au politicieni de vocație și că ei nu pot accepta orice compromis, că nu pot guverna împreună cu un alt partid sau că pot, sau că doresc să guverneze într-un anumit fel și își doresc anumite portofolii pentru a avea ocazia să facă anumite schimbări. Și iată că avem un impas electoral, dar nu va dura mult, ei se vor înțelege, așa cred. Sigur, această melodie este un pamflet muzical la adresa situației politice, nu doar din România, deși cântecul se adresează în principal românilor, dar situația politică cam aceeași este în toată Europa. Și aș îndrăzni să spun și în întreaga lume, iar ideea de vina ai noștri, pleaca ai noștri, sau pleaca ai noștri, vina ai noștri, pe care Socaciu cântă, de fapt versurile sunt din perioada interbelică. Teatru Cărăbuș a fost primul care a mers pe această idee, pamflet politic, nu e din perioada actuală, deși se potrivește perfect cu perioada actuală, dar ideea era că în perioada interbelică se instituise așa zisa rotativă guvernamentală. Adică 4 ani câștigă stânga, 4 ani câștigă dreapta și se schimbă. Da? Și pentru a fi toată lumea fericită, 4 ani guvernează, era Partidul Național Liberal, 4 ani guvernau, asta înainte de primul război mondial, conservatorii, ulterior aceeași rotativă era între PNL și PNC. Ulterior, iată, după Revoluția s-a numit PNC-CD, în perioada interbelică doar Partidul Național Țărănesc. Și se schimbau
din 4 în 4 ani, aveau rotativă guvernamentală. Și atunci cei care erau mai ironici, o satiră socială bine pusă la punct, spuneau pleacă ai noștri, vin ai noștri, că de fapt era o rotativă, dar politicianul în sine nu era din nicio parte. El era la guvernare în oricare din alianțe, tot ai noștri sunt, că ne-am făcut relații, ne-am făcut liperile, ne-am făcut afacerile și atunci, din punct de vedere al jocului intereselor, pleacă ai noștri, vin ai noștri. Da? De aici apare de la ideea de rotativă guvernamentală, de schimbare periodică a guvernului, a apărut această satiră politică. Care spuneam, este acceptabilă și pentru societatea contemporană și nu numai la noi, ați văzut în America alegerile prezidențiale, tot stânga, dreapta, pe cele două partide, republicanii și democrații, republicanii reprezentați de Donald Trump, se pare că lasă locul democraților, lui Joe Biden, și iată din nou rotativa guvernamentală, iar americanii ar putea și ei să cânte la fel de bine pleacă ai noștri, vin ai noștri. Sigur, însuși Weber sesizează aceste aspecte atunci când de fapt prezintă ideea politicianului de profesie, care spre deosebire de cel de vocație este capabil să spună ai noștri la orice partid atunci când poziționarea politică îi permite.